Mama mea iubită, te simt atât de mult. Noaptea mă trezesc din somn și mă rog. Îmi trimit gândurile la mama mea în țara Făgărașului și atâta liniște atunci în mine. Mamă, mi-aduc aminte de zilele de vară, de pe vremea când eram elev la liceu și pășeam în grădină cu matale printre pomi. Și mi-aduc aminte de gândurile pe care mi le împărtășai privitoare la viitorul meu. Doreai să ai o noră bună, iar eu, țin minte, prea puțin mă gândeam la asta. Visam însă o soție și o vedeam în închipuirea mea ca pe o fată frumoasă, pe care din prima clipă a întâlnirii să o iubesc, să o iubesc cu dragoste unică. Esențialul gândurilor mele din acea vreme dusă era să devin un om de mare valoare, care să joace un rol covârșitor în istorie. Voiam să fac mult bine în lume, dar omul plănuiește și Dumnezeu hotărăște. Viața și-a urmat cursul ei vijelios și măreț pentru mine. Iată, m-am văzut singur la Iași, la universitate. Acolo am văzut că, într-adevăr, mi se deschideau perspective de viitor. Trăiam o viață normală, eram unul din cei mai apreciați studenți, iubit de toată lumea și cu o sete neobișnuită pentru ideal. În Iași, deși tot sufletul meu era însetat de dragoste, nu mi-am legat inima de nicio fată. De ce? Purtam în sufletul meu chipul unei fete, iubita mea, dar pe această fată niciodată nu am putut să o recunosc întruchipată într-o făptură reală. Așa încât am rămas la modul meu propriu de a trăi iubirea, revărsând-o în toate ființele, dar rămânând cu un gol în inimă care se aștepta umplut. Și iată, am ajuns în închisoare. Am fost trist atunci, am fost bucuros, n-aș putea spune. Îmi dădeam seama precis însă că închisoarea am rezolvat prin suferință și ruperea de lume o serie întreagă de probleme. Aveam totala convingere că sufăr pentru adevăr. Faptul acesta mi-aducea în suflet o pace adâncă. Și, dragă mamă, aș vrea să știi că am suferit mult. În prima iarnă mă trezeam noaptea din somn și în singurătatea celulei priveam întunericul și șopteam încet, ca să aud numai eu. Mamă, mi-e frig, mi-e foame. La început a fost greu de tot. Dumnezeu însă a fost mereu cu mine. Nu m-a părăsit nicio clipă. Încet, încet am început a gusta din bucuriile noi. Am văzut că sunt un om păcătos. M-am cutremurat de păcatele mele, de neputința mea. Mi-am dat seama atunci că eu, care doream cu toată inima o lume ideală, eu însumi eram un păcătos. Deci mai întâi trebuia să devin eu un om curat, un om nou, și am început să mă lupt cu răul din mine. Încet, încet a coborât peste mine lumina adevărului. Am început să trăiesc fericirea în suferință. Și golul din inima mea pe care eu așteptam să-l umple iubirea iubitei mele, l-a umplut Hristos, iubirea cea mare. Și am înțeles atunci că mare cu adevărat este cel care are o dragoste mare, că mare cu adevărat este cel care se vede pe sine mic. Azi sunt fericit. Prin Hristos iubesc pe toți. Este o cale atât de greu înțeleasă și acceptată de oameni, dar sunt convins că este singura care duce spre fericire.